Ei bine, stimați telespectatori, indiferent de faptul că afară temperaturile sunt ceva mai scăzute, noi imediat ne vom încălzi, poate chiar înfierbânta aceste motorașe, pe nume creierașe, deoarece o să aflăm multe lucruri interesante, dar mai ales importante. Discutăm în cele ce urmează cu domnul Eugeniu Rusu, director general al Agenției de Stat pentru Proprietate Intelectuală, arhicunoscut drept instituție AGP. Bună dimineața și bine ați venit! Bună dimineața, Daniela, bine te-am găsit! Este cumva un subiect delicat, interesant, dar și foarte important din punct de vedere al respectării legii. Multă lume nu cunoaște ce este AGP și ce înseamnă de fapt proprietate intelectuală și de ce este nevoie de o astfel de instituție în Republica Moldova. Este un domeniu foarte important din punctul meu de vedere, puțin cunoscut de către populația noastră, iar agenția însă și este un oficiu național. Practic, orice țară are un astfel de oficiu în care se înregistrează toate obiectele proprietății intelectuale, atât marcă, invenții, drept de autor, soiul de plante, indicații geografice și alte obiecte a proprietății intelectuale. Deci, practic, toate numele, tot este reglementat de către AGP și totul trebuie să fie înregistrat. Întocmai ceea ce ține de proprietate industrială, marcă, invenții, soiuri de plante, indicații geografice, mai puțin dreptul de autor și dreptul conexe, care protecția apare din momentul creierii. Așa, dar apropo, până ajungem noi și la această etapă, din păcate, nu doar în Republica Moldova, dar discutăm la ce se întâmplă la noi acasă, multă lume află despre această necesitate și despre această obligație, că nu este doar un drept, abia când survin litigii și când apar probleme. Se întâmplă des oamenii să se confrunte cu drepturile de autor, cu repetarea de denumire de SRL sau alte forme de administrare? Dar sunt multe litigii, însăși Rea Credință predomină nu doar în Republica Moldova, sunt interese economice atunci când o persoană observă că un business încearcă să iasă pe piață și ar fi unul profitabil. Ca orice altă afacere, acolo predomină un logo. Iar evident că nu din prima zi fiecare cel care investește și vrea să facă o afacere nu vine ca să-și înregistreze o marcă și cred că asta este normal, doar prin simplu fapt că trebuie să vadă dacă însăși dacă este rentabilă această afacere, dacă o să aducă profit. Și ulterior, în momentul în care deja consideră că aceasta o să aducă profit, trebuie să vină neapărat să-și înregistreze marca, cel puțin pentru a-și proteja atât produsul sau serviciile care le prestează. Litigiile, într-adevăr, sunt diferite și interesante. Uneori, hotărârile instanțelor de judecată pe aceleași subiecte sunt două poziții diferite, însă cu timpul totuși avansăm în ceea ce ține înțelegerea proprietății intelectuale, atât pe proprietate industrială, cât și pe dreptul de autor și conexe. Asta e foarte bine, dar domnule Rusu, eu aș vrea să știu. De exemplu, am eu o idee de business. Am făcut un studiu de prefezabilitate, ulterior de fezabilitate, că nu mă arunc în oceanul afacerilor fără să-mi dau seama dacă e rentabil sau nu. Când este momentul să merg să înregistrez marca și cum îmi dau eu seama sau cine mă ajută să aflu dacă pot să utilizez acest nume, acest logo? Cel mai bine ar fi din prima zi în care începeți să activați. Însăși posibilitatea de a verifica dacă marca dată există sau nu există, pe site-ul AGP este o bază de date publică în care ați putea să verificați într-adevăr dacă este marca sau nu este. Ulterior, dacă în cazul în care este sau una similară, ați putea să vă gândiți la una alta, una poate cu careva obiecte grafice. Aici ține mai mult de imaginație și care ar fi impactul consumatorului asupra mărcii. Adică trebuie să fie una care să atragă consumatorul. Deci, mesajul trebuie să fie și prin elementele astea grafice, vizuale. Apropo, în Republica Moldova, toți agenții economici și-au înregistrat mărcile, denumirile și dacă nu, care sunt riscurile?
Nu toți agenții economici au înregistrat mărcile. Riscul este unul major, în așa fel încât ai o afacere profitabilă, ai un logo care oamenii te recunosc pe piață și orice persoană interesată ar putea să vină la AGP să depună o cerere în care să solicite înregistrarea mărcii persoanei care merge afacerea bine, o înregistrează și ulterior vine către persoana care deține afacerea și îi propune o sumă frumușică, să zic eu, în care ar putea fi, să fie una convenabilă până la urma urmei către afacerist sau, din contra, unul care îl închide afacerea. Practic, marca i-ar îngrădi toate drepturile care ar ulterior să activeze, nu ar putea să mai producă produsele care le scotea pe piață, cât și serviciile care le presta. Apropo, există detalii sau denumiri, cuvinte pe care nu am putea să le depunem în cererea pentru AGP? Ceva ce nu este acceptat? Da, în afară sunt... de cuvinte necenzurate, îmi imaginez că asta e evident. Păi sunt cele de bune moravuri. Așa? Denumirea statului și cea istorică, dar cu permisiunea unei comisii specializate. Și eventual denumiri de localități, fără decizia Consiliului Local, a orașului, fără decizia Consiliului Municipal și tot așa, sau a unei țări, pentru a nu duce în eroare. Apropo, în ultima perioadă, foarte multă lume, foarte multe afaceri au tranzitat online-ul. Este valabilă aceeași chestie, aceleași reguli și pentru domeniul internetului? Da, legea pe mărci prevede expres utilizarea mărcii în domeniul online. Practic toate legile sunt, au o prevedere ce ține de regimul online. Apropo, și... este un detaliu. Multă lume, cu ceva anișori în urmă, discuta despre faptul că suntem într-un stat foarte birocratic, e nevoie de foarte mult timp, cereri, până când se analizează. În 2021, cât durează, domnule director, faza de a depune cererea până momentul în care primești dreptul de a utiliza logo-ul, marca, denumirea de firmă sau alte detalii? Este o perioadă, mai puțin sau mai mult, durează 9 luni și să explic de ce anume. Așa. 9 luni. Este o perioadă în care se depune cererea, se examinează forma, ulterior se publică buletinul informativ al obiectelor de proprietate intelectuală, dar la nivel internațional noi suntem membri la unei convenții de la Paris, care prevede că prioritatea anume constă momentul în care o persoană a depus o cerere într-un stat străin care este membru a convenției de la Paris. Așa. Prioritatea asta convențională trebuie să fie de 6 luni. Adică timp de 6 luni, din momentul în care a depus cererea într-un stat membru a Convenției de la Paris, vine în Republica Moldova, își păstrează data care a depus-o în statul membru a Convenției de la Paris și merge și pe procedura națională a Republicii Moldova de înregistrare a mărcii. Adică noi avem un termen de 6 luni în care noi trebuie să-l păstrăm potrivit Convenției de la Paris. Am înțeles. Și ulterior mergem în examinarea în fond. Practic, ar fi, dacă nu ar fi opoziții sau obiecții, ar dura de la 7 la 9 luni. Dar dacă mai sunt și opoziții sau obiecții, trebuie să mergem în comisii, să fie examinate, ulterior să depunem, să dăm un rezultat și ulterior deja fix accept, fix se respinge. În momentul în care mergem la AGP și vrem să înregistrăm o marcă, atunci când este aprobată, deja ni se emite un certificat, un document și dacă este valabil pentru toată perioada de activitate a companiei, de exemplu, sau el trebuie să fie readaptat, readaptat? Am înțeles. Vreau să precizez anume cu termenul de 9 luni. Așa? În momentul în care primești certificatul, protecția apare din momentul în care este data de înregistrare a cererii. Adică aceste 9 luni oricum sunt protejate, iar marca poți să o folosești din a doua zi în care ai pus cererea, pentru că dacă o folosești mai înainte, ai riscul de a cumva să ți-o fure cineva. Avem așa ceva în Moldova? După cum spuneam, că dacă nu este înregistrat, principiul agenției este primul venit, primul servit, pentru că noi suntem cu bună credință. Toate cererile le considerăm de bună credință, care au venit și le-au depus.
Termenul de protecție este de 10 ani a unei mărci, cu posibilitate de reînnoire nelimitat timp de 10 ani. E bine atunci, avem 10 ani la dispoziție. Cu siguranță. Și multe companii din străinătate, dacă un obiect al dreptului de autor și a dreptului conex cumva își pierde deja perioada de protecție, ei merg pe o marcă, îl înregistrează ca marcă ca să fie pe o perioadă nedeterminată, cum ar fi Walt Disney. Așa, deci niște nume titanice. Nu am cum să nu vă întreb, odată ce o companie prinde la experiență, la capital mai mare, un bazin de clienți mult mai mare, au nevoie de face o modificare. Se face asta și la AGP? Deci trebuie să mergem ca să facem modificarea inclusiv acolo? Sau o facem pe interior? Dacă ne referim la un rebranding a unei companii, așa? Atunci... De fiecare dată, companiile care merg pe această cale, ei cumva vor să schimbe atât ambalajul, cât logo-ul, vor să schimbe tot conceptul și să insufle consumatorului că este ceva nou, ceva mai bun. Și de regulă, practic, vin deja cu toate obiectele de proprietate intelectuală și le reînregistrează, adică este deja ceva nou, nu este acea marcă veche sau alt obiect al proprietății intelectuale. Apropo, ce trebuie să înțelegeți și dumneavoastră, probabil nu o să-mi dați voie să mint, nu înregistrăm doar denumirile de SRL, sa întreprindere sau gospodărie țărănească, inclusiv evenimentele mari, festivalurile, trebuie să fie cu acte în regulă în cazul în care vreți să vă bucurați în mod legal de tot ceea ce vă permite acest lucru. Avem multe litigii între Republica Moldova și alte țări, de exemplu preluarea denumirilor de companii. A fost o perioadă în trecut în care suflul ăsta de așa. Preluarea unor mărci internaționale bine cunoscute, dar la moment acest aspect deja piere. Suntem cumva, mai responsabili. Da, cumva noi cu timpul totuși avansăm în ceea ce ține de înțelegerea unor aspecte și mă bucură faptul că totuși populația Republicii Moldova începe să înțeleagă ce este proprietate intelectuală și însăși faptul că utilizarea unei mărci sau unui alt obiect fără acordul titularului de drepturi constă într-o încălcare a drepturilor, care practic ar fi deja catalogată pe 3 etape, una pe civil în care ar putea pecuniar să răspundă, contravențional și penal. Sperăm să nu ajungem într-acolo, oricum, din fericire, vedem și un efort maxim făcut inclusiv de instituția pe care o gestionează dumneavoastră în comunicarea cu cetățenii. Avem și pagina de Facebook care este foarte activă, pe site-ul oficial puteți să găsiți toate detaliile necesare și nu uitați să vă păstrați legalitatea și să fiți acoperiți și protejați de lege pentru a evita situații de genul respectiv. Eu vă mulțumesc tare frumos pentru aceste informații, pentru trucuri, sunt sigură că mesajul a ajuns la cei de acasă. Vă mulțumesc și eu pentru invitație. A fost o plăcere să fiu alături de dumneavoastră. Și cu siguranță veți mai veni, pentru că e un subiect foarte amplu. Așadar, fiți informați și aveți grijă să respectați legea, dar nu uitați că trebuie să solicitați și respectarea drepturilor dumneavoastră.